Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Suntem la un timp de rugăciune și aș dori să ne rugăm, dar înainte de toate, aș vrea să privim la câteva aspecte. M-am uitat că cu atâta repeziciune anul acesta s-a scurs și suntem în preajma de a sărbători nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în aceste vremuri, sloganul acestei perioade este „De Crăciun să fim mai buni”. Iubiților, dacă pentru noi ca și creștini sărbătoarea aceasta ține două zile, înseamnă că n-am înțeles scopul sărbătorii. Noi ca și creștini ar trebui ca în fiecare zi să sărbătorim această sărbătoare. Iisus Hristos să fie viu în vecii vecilor, în inimile și în mintea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, pentru că noi ca și copii răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos, direcția noastră este cerul și viața noastră care o trăim pe pământul acesta ar trebui să o trăim dedicată și destinată Domnului nostru Iisus Hristos. Și Domnul să vă ajute pe fiecare ca să fim creștini autentici, să trăim o viață sfântă și o viață curată, o viață care să-L onoreze pe Domnul nostru și pe Împăratul nostru. Luna aceasta se studiază Cartea Coloseni și dacă ați citit-o, primele două capitole se ocupă și arată partea doctrinară, arată cine este Iisus Hristos, atributele Lui. Și începând cu versetul 1 din capitolul 3, cuvântul Domnului spune astfel: deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iubiților, ca și răscumpărați ai Domnului și ai cerului, preocuparea noastră și ținta noastră trebuie să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Dar în iureșul acestei lumi, dacă stăm și privim curentul acestei lumi și nu suntem atenți, viața de zi cu zi, în loc să privirea să ne fie ațintită în sus, privirea noastră este cu zi ce trece tot mai adâncită pământul acesta. Și moștenitorul lumii acesteia, care este diavolul, stăpânul lumii acesteia, și ce face? Toată ziua ne pune mintea și gândul în pământ ca să adunăm lucruri pentru lumea aceasta și să uităm cu adevărat care este ținta și scopul Iisus Hristos pentru fiecare creștin. Pentru că cuvântul Domnului spune astfel: dacă ați înviat împreună cu Hristos, ce trebuie să facem noi în calitate de răscumpărați? Ce trebuie să facem noi în calitate de copii ai lui Iisus Hristos? Să umblăm după lucrurile de sus. Și aș vrea în seara aceasta să spui întrebarea: dacă ești înviat împreună cu Hristos, care sunt lucrurile după care umbli în ziua de astăzi, iubitul meu? Care sunt lucrurile pe care le căutăm? De dimineața și până seara, cu ce te confrunți? Ce cauți? Pentru că dacă cu adevărat ai înviat împreună cu Hristos, lucrurile și prioritatea pentru tine ca și creștin, știți care este? Lucrurile de sus. Și aș dori ca în seara aceasta să spui întrebarea și să-ți analizezi viața. În calitate de creștin și de răscumpărat al Domnului Iisus Hristos, care sunt lucrurile care ocupă timpul cel mai mult din viața de zi cu zi? Și aș vrea să te întreb, care sunt lucrurile cele de sus? Este în primul rând relația ta cu Dumnezeu. Gândește-te în viața de zi cu zi care este relația ta cu Dumnezeu. Cum îți petrești timpul? Pentru că ochiul Domnului vede ceea ce gândești, ochiul Domnului vede ceea ce faci, ochiul Domnului vede ceea ce te preocupă în viața de zi cu zi. Și în momentele acestea ar fi bine, la sfârșit de an, suntem în un moment în care suntem cu un pas în anul în care ne stă în față, gândește-te care a fost preocupările tale din anul acesta. Unde a fost gândul tău? Unde a fost relația ta cu Dumnezeu? Gândește-te, iubitul meu, care este, cum este inima ta? Este inima ta o inimă schimbată? Pentru că dacă stau și mă uit în momentul în care Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, știți ce s-a întâmplat? Din momentul acela viața lui a luat o altă traiectorie, a luat o altă direcție și din momentul acela Pavel n-a mai fost niciodată cum a fost înainte. Dacă tu cu adevărat te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și dacă ai înviat împreună cu El, viața ta are altă traiectorie, viața ta are alt orizont, viața ta are altă direcție. Iubitul meu, gândește-te în seara aceasta că reprezinți pe Iisus Hristos. El este Împăratul care ți-a dat viață și mântuire. Cum merg pașii tăi pe pământul acesta? Care este direcția ta în viața de zi cu zi? Pentru că noi nu reprezentăm pe oricine. Reprezentăm pe Iisus Hristos care domnește în ceruri. Și viața mea și viața ta reflectă cine este El. Oare sunt eu cu adevărat un om care am o inimă curată, am o inimă schimbată, am o inimă transformată? Gândiți-vă că magii, după ce au ajuns, au luat-o pe alt drum, nu am mai mers pe același drum. Oare eu, în momentul în care sunt înviat împreună cu Hristos, care sunt principiile mele? Care este direcția mea?
Iubiților, Dumnezeu ne-a așezat în lumea aceasta să dăm o direcție lumii. Și dacă nu suntem atenți, știți ce facem? Scriptura spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ba din contră, ajungem ca lumea să vadă lucrurile la noi. În loc ca lumea să vadă lucrurile diferite în viața noastră, dăm noi direcție lumii. Aș vrea ca în seara aceasta să fim oameni care să ne cercetăm viața. Gândește-te în viața de zi cu zi, cât timp petreci în rugăciune cu Iisus Hristos. Într-o zi vrei să moștenești cerul. Și dacă nu suntem atenți, Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit foarte mult despre un cuvânt. Vegheați, vegheați, vegheați. Dacă nu suntem atenți, potrivnicul nostru care este diavolul va căuta tot mai mult și tot mai mult să ne ațințească privirea spre pământul acesta și să uităm că destinația noastră este cerul. Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Suntem chemați, iubiților, în seara aceasta să ne cercetăm viața. Pentru că fie că vrem, fie că nu vrem, în anul acesta care s-a scurs din viața noastră, am făcut un pas. Un pas înspre iad sau un pas înspre rai. Spre ceea ce am avut privirea îndreptată în anul acesta și direcția, acolo am mers, iubiților. Dacă lucrurile care au fost concentrate cel mai mult pe lucrurile acestea pământești, înseamnă, iubiților, că n-am slujit pe Dumnezeu. Dar dacă viața noastră a fost o viață cu adevărat dedicată lui Dumnezeu, și mintea noastră, și gândul nostru, și inima noastră a fost pusă la dispoziția lui Dumnezeu, înseamnă că l-am urmat pe Dumnezeu. Gândește-te bine, iubitul meu, frate și soră, pentru că am fost răscumpărați din lumea aceasta să nu mai trăim ca și lumea. A fost plătit un preț pentru fiecare dintre noi. Și privește în viața ta și vreau să privesc în viața mea. Unde este gândul meu? Unde este umblarea mea? Ceea ce fac în viața de zi cu zi, să știți că mă reprezintă și te reprezintă. Gândește-te care este relația ta personală cu Dumnezeu. Ești cu adevărat răscumpăratul Iisus Hristos? Umbli după lucrurile de sus? Sau ne lăsăm amăgiți de diavolul, cu poftele lui, cu momelele lui? Și vine și ne spune, trăiește-ți viața oricum că Dumnezeu e plin de bunătate, e plin de bunătate față de mine, e plin de bunătate față de tine, dar va veni o zi când va fi și judecător. Și dacă în vremuri ca acestea nu ne dăm seama care este destinația noastră, care este scopul vieții noastre pe pământul acesta, Iisus Hristos a venit să se nască în inima ta și în inima ta și în inima ta și a venit să crească în viața de zi cu zi. Dacă în viața de zi cu zi nu se vede transformare, nu se vede schimbare în viața mea, ar trebui să îmi pun un semn de întrebare. Gândiți-vă, Iacov, când s-a bătut cu ungerul, iubitul meu, din momentul acela a devenit cu totul și cu totul alt om. Privește în inima ta în seara aceasta și fă-ți o retrospectivă și gândește-te, cum este viața ta? Cum este gândul tău? În ce direcție mergi? Care sunt lucrurile care îți umplă viața de zi cu zi? Avem acces la atâtea lucruri care să ne fură timpul de a petrece cu Dumnezeu, să ne fure atenția de la Iisus Hristos. Și dacă nu suntem atenți, iubiților, diavolul va avea de câștigat. De aceea, în seara aceasta, te cheamă Duhul lui Dumnezeu să-ți cercetezi viața. Poți să te pui în mâna Lui în seara aceasta. Poți să spui, Domnul, îmi pare rău. Ajută-mă să ies din starea din care sunt. Punem tu picioarele pe stâncă. Avem nevoie de Iisus Hristos, iubiților, fără Iisus Hristos, viața noastră este doar deșertăciune. Ce-ar folosi unui om, spune Scriptura, să câștige lumea aceasta și să piardă sufletul? Poate în aceste momente te-ai preocupat de viața ta, te-ai preocupat de lucrurile casei tale și ai uitat să te preocupi de ceea ce este mai important, de sufletul tău, de relația ta cu Dumnezeu, de propășirea ta în viața de zi cu zi. În seara aceasta poți să iei decizii noi, să spui Domnului, Doamne, m-am săturat de viața aceasta pe care diavolul mă orbește în viața de zi cu zi, să privesc în jos. Te rog frumos, ajută-mi să privesc în sus. În ultima perioadă am urmărit foarte multe misiuni a fraților Strugaru de la MGM și am stat și m-am uitat câtă dăruire și cât sacrificiu fac frații aceștia. Suntem și noi plini de bucurie că Iisus Hristos, plin de dragoste și de iubire, a părăsit slava cerului și a venit în lumea aceasta ca să mă mântuiască și ca să te mântuiască. Dar pentru aceasta pe El a costat. Noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, știți la ce suntem chemați? Suntem chemați pentru ca să facem bine pentru cei de lângă noi, dar pentru aceasta ne costă. Ne costă timpul nostru, ne costă banii noștri, ne costă atâtea lucruri și lucrurile acestea nu vrem să le plătim. Este frumos să spui, sunt răscumpăratul Domnului și doar frecventez biserica. Este ușor să spui, sunt răscumpăratul Domnului și alții se sacrifică. Iubiților,
Am primit de la Dumnezeu ce a avut mai scump, pe Fiul Său l-a trimis în lumea aceasta. În calitate de copil al Dumnezeu ești chemat și tu la fel, să te dăruiești, să te sacrifici, să privești nu doar la foloasele tale, ci să privești la foloasele celor de lângă tine. Fie ca din seara aceasta Domnul să pună gândul acesta în fiecare dintre noi, să fim și noi oameni care să ne dedicăm, să fim și noi oameni care să ne sacrificăm, să nu mai facem atâta contabilitate cât am adunat, ci să fim oamenii aceia care pentru împărăția lui Dumnezeu, într-o zi când ne va chema pe nume, să poată să spună spre fiecare dintre noi: vină, rob bun, pentru că ai dat un pahar de apă celui ce l-avea nevoie. Domnul să vă ajute pe fiecare dintre dumneavoastră la lucrul acesta, să ne facă treji și vegheatori, să fim oameni cu adevărat care într-o zi Domnul Iisus Hristos să se cinstească cu fiecare dintre noi, pentru că merită toată slavă și toată închinarea. Aș dori să ne ridicăm pe picioare, să ne rugăm Domnului, să spunem: Domnule, Doamne, am nevoie de Tine. Amin.